Oh, dar numai belele îmi face mie omul ăsta, bă, băiatule. Gata, ai băgat-o acolo? Hai Am să vedem băgat-o în locul ei. Ce t-au făcut oamenii ăștia aici. Hai că da. Ba da? Hai că la... Mamă, dar... Uita mai și enilatul strică toată curtea aici. A, lasă-mă că nu-i fără. Nu am trovat un altro că macaraua era îndată viegea. Am înțeles. O trebuie să aducă ăsta neapărat. Am înțeles. Bă, ragazzo, aspetă. Numai că o să trebuiască să-l ducem noi înapoi la magazin, că trailerul lor a zis că nu poate să stai să aștepte, că trebuia să plece. Nu-i problemă, bine că am rezolvat asta. Ceva de mic la remorca de ăsta? Nu, cred că la manitou ăla trebuie sudat un pic acolo cupa, că am văzut că s-o fisurat, așa s-o disfăcut. Și socră mea unde e dispărut? Uite la aici, a? E aici, dar parla în continuu, de Guerra, de Sonono. Ce faci, bre, aici? Ești bine? Ce fac eu aici? Da, Costică, ai văzut-o pe nevastă, da? Unde? Era unul cu ea în gură, fugea pe aici, bre, te dracu faci mișto de mine, ce ai? Ce mișto, patrol, eu nu fac niciun mișto. Bă, ești bine, ești ok, ce de-aia, uite, ești transpirat tot, ce? Tu-s bine, tot normal, e... Dar unde-i nevastă? Nu trebuia să fac lucrurile. Da, nu, că ești bine. Eu nu cunosc istoria lui, dar... Bine. Povestea de Sonono, de un car armat, eu n-am înțeles nimic. A fost în guerra, că... În ce gaură ai fost, bă? Ce gaură? Nu a fost nici într-o gaură. Păi n-au ce zice omul ăsta că povesteai că ai fost într-o gaură. Nu a fost în gaură. Cum se cheamă? În război? Cu tancul? Război? Bunicul cu tancul când s-a urcat pe casă și... Mergea cu... Asta e poveche... Hai că începe să-ți revină, lasă-l ușor. Că îți spune tot. Vrei? Păi am încercat și eu ce încerca bunicul cu tancul. Când ai văzut-o ultima oară pe tanti Vioric? De ce? Trebuia să văd? Vreau să știu dacă ești ok, vrei sau nu ești ok. Păi nu, era pe aici mai înainte. Era? Da, nu știu. Păi nu așa spus. Domn Perucio, o fi deschis astăzi la dispensarul acela la noi în comună? E, cum să nu fie? Și nu vrei să-mi faceți și mie o favoare să-l luați puțin să mergă până acolo, poate îi face vreo injecție, vreun calmant, ceva, cred că are un atac de panică sau nu știu ce să-mi trebuie. Da, asta mă gândeam, când a început să-mi spună de care armată și... Vrei, nu mai trece nicăieri. Chiar mă gândeam, zic, na, să-l ducem la un control. Mergeți dumneavoastră cu el ca să facă aici ce am de făcut, că avem și terenul ăla de Arad, așa-l iau pe mitul, mă duc la Arad, că n-am cu cine să mă bazez, l-am mai trimis și pe ăsta dimineața să ducă să-l ia de acasă, îmi fac cir și panoramă cu aia, că cine știe ce a făcut. Da. Și, pe urmă... ok, eu mă duc și-l duc și pe urmă după ce dați la animal, dar dați un pic la animale, că am văzut că nu prea mai au mâncare, și pe urmă pot să mergeți la... nu? Da, facem aici să vedem ce are. Ce-a făcut până acum, da, și mergem să... Faceți voi ce așa și pe urmă mergeți la Arad și vin și eu acolo pe câmp la voi, da? Mă duc să-l văd întâi ce are. Măcar să-i pun o perfuzie, ce știu eu, să-i facă un control. Bine, domn Feluciu, bine. Ok. Ha, ne auzim. Hai, Nea Costică. Haideți cu mine. Băi, mitule. Eu. Hai, urcă-te tu și vezi acolo ce faci. De fapt, aia bagă-te pe asta și... Stai așa să pornim ăsta, să le dăm pe ăsta ce aici a făcut, că nu mai stăm de ele. Cordele, ia vezi patroule acolo, ce e? Ha? Vezi ce e asta, în remorc, că eu văd numai... Nu treci în silozat. Păi și pune ce mai e de pus, dacă... Ai, nu știu, ce mai trebuie să pun aici? Iarbă, fânt? Cred că a reușit să pună doi balăți. Doi balăți de ce? De nutreți. Îi pune fân. Doi balăți de nutreți, ferească Dumnezeu.
Ca să pun și niște... Mai e un cup asta, uite, s-a strâmbat și cup asta. Nu mai e nici hrană minerală, nu mai e nimic. Asta minerală, că doamne, m-a băgat în toate lupiturile astea, bă, băiatul ăla. Mă duceam și cu el bușit acasă. A intrat? N-a intrat, a căzut. Vezi dacă poți să-l iei cu... Lasă-le așa, mitule, că nu are nicio treabă să le amestecăm, să le facem mai. Bagă... Oricum, până nu mai are. Bagă-l cu spatele acolo și dă-le să... să mănânce și hai pe urmă să te aștept să mergem la, la treabă. Auzi? După ce e asta, vezi că eu iau tractorul ăsta de aici. După ce le dai să mănânce, iei papucul și vii la, la Neapandel. Ok, bine. Vine la Neapandele ca să ne băgăm la Arad. Ok, avem acolo tot ce ne trebuie? Ia să văd ce... ce-o face Veronica. Alo. Alo. Ce faci, Ver? E, ce fac eu? Ce faci tu? Că eu știi cu ce m-ai lăsat acasă. Eu brutărie, eu animale, eu alea, toată ziua ești plecat în Bălțești, toată ziua Domn Feruciu, toată ziua l-a mai luat și pe tăticu. A venit Mitu și l-a luat și pe, pe, ta, pe tăticu. Dar știu că e la mine aici, e cu Domn Feruciu, s-a, trim, s-a dus ce puțin face? La ce face, bine? Ce face pe acolo? Cred că a avut vreo cădere de calciu ceva, că l-am trimis până la dispensar, că nu se simțea bine. Cum adică cu... a avut o cădere de calciu? Păi începuse cu bunicul în sus, bunicul în jos, că alea, că face, că drege, că cu tancul, că cu alea și nu, zic, nu se simte bine. L-am trimis pe, pe Feruciu să îl ducă până la dispensar aici, la, în comun. S-a lovit, a făcut nu ceva. Nu s-a lovit, n-a făcut nimic, chiar n-a făcut nimic. Mă, tu mi-ai spus ceva mie. Nu ți-am spus, băi, fată, nimic. Mai ai de grijă, că dacă n-ai grijă de tăticu și l-aduci cine știe cum acasă, nu... tu ți-o iei. Că nu ți-l aduc cine știe cum. Nu ți-l aduc. Da, bine, bine. Acasă mai veniți? Diseară, că am un teren de aratați. Am înțeles. Uh-huh. Aia stă în tractor, acum mă duc cu Mitu să-l... să terminăm și terenul ăla de arat și pe urmă ne vedem diseară și... Mm-hmm. Hai că te sun dacă e cu, când se întoarce cu ăla bătrân, o să vedem ce zice că a avut sau ce are. Un atac de panică, ceva, nu știu, s-o fi speriat de vreo
căprioară pe vreo două picioare, da, ia știe. Da. Cum te sperii și tu. Nu, că nu mă sperii, eu le aduc la mine. Îmi hai, place mă, că tu să ai chef le domesticesc. De glumă sau ai chef de muncă? Că eu nu, nu mai mă, te-am sunat să te întreb ce faci, dacă ești ok, dacă ești ala. Mă gândeam că te-a sunat la bătrânul, nu? Nu m-a sunat. Da, las că te sun eu să te zic dacă e, cum să simte și cum ar. No, bine, hai ai grijă de el acolo. Pa, hai, pa. Deja a început să cu gură. Trebuie să mut și asta de aici. O să iau plugurile alea. Doamne, 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 cum o bag eu pe mânec așa cu ăsta, să sun pe domn Ferruccio să văd ce treacu face. Alo! Pronto! Ia zi, domn Ferruccio, cum e situația? A, e ora, nu sta acordando la doctoresa, ma au zis că nu, un atac de panică, nu-i nimic grav. Ah. Ei face, ei pune perfuzie și după aia pot să-l aduc la treabă. Doamne ajută. Băi, ia un tractor de la din garaj și ia și plugul ăla. E, mergeți la Arad? Da, mergem să ne băgăm pe terenul ăla, că pe urmă trebuie să plec, am sunat-o și pe Veronica, i-am zis asta cu ăsta bătrânul. Eu aspiet-o că termine perfuzia și venim și noi acolo. Bine, domn Ferruccio, te aștept aici. Ok. Of, domn. Deci dacă nu e o înghesuială pe la noi pe aici, să le punem neapărat în... Bă, nu ordine, că nu mai țin. Dă-i în spate, Mitre, dă-i. Atât. Sau că acum lucrezi și pe cel mai mare tractor din fermă de aici, că tot vrei să le testezi. Hai. Mamă, am băgat-o pe mânică, deci nu mai îmi revie. Vai de capul. Cred că o să trebuiască să-l las așa în plata domnului, să-l las acasă, cred. E că ăsta mă bagă la părnaie pe mine, pe omulețul ăsta. Mă face de nou neu. Mai bine mă duceam și eu să văd, poate găsesc vreo asistentă de aia cum trebuie pe acolo. Că am impresia că am pus și eu un atac de panic. Când mă chinui că schimb plugurile astea, vorbesc cu Ferruccio să luăm niște pluguri mai mari pentru tractoarele astea și semănătorile trebuie schimbate. De când am luat tractoarele și tot nu le-am mai schimbat. Hai, bă, hai. Deci vrea să mă pună pe mine consilier. Și de fermă cine are grijă să-mi del? Auzi, l-a lăsat acasă că l-a găsit băut. Ce fi fost și în capul ăla, nu știu. A luat-o lumea razna.
merg stațiile astea. Vitule, mă auzi? Da, da, mă uitam la stații, mă ce mă uitam la stații și eram curios dacă merg. Asta mă întrebam și eu acum. Bă, astea scule, nu glumă, ce avem noi e... Ce să faci, mă? De fapt, ai auzit și tu discuția pe aici și pe Rogiu primar, nu? Da, am auzit. O să fie multe schimbări. Vreau să mă pun consilier, dar rămâne decât între noi, nu-i te scap la Vera sau la Sofie. Ce ai nebunit? Păi dacă mă scap la Vera, mi-o iau și eu, ți-o iei și tu. Deci știe tot Aricești, ești nebun. Vom vedea ce va fi. Până una alta... Nu știu. Dar te tentează? Păi trebuie să-mi fac și un rost în viață. Da, da, știi că treburile astea cu statul sunt mai nașpa decât are obișnuit. E așa, să fie că vine după tine. Bine că a venit un feroce. Înțeles. Ia zi, domn Feruciu. E... Ce faci, Brej? Bine? Să stea la răcoare acolo. Bine, bine. Tot normal. Pune mâna și stai acolo și sună pe Veronica, zic că ești bine, că i-am zis că... Din cauza la căldură nu prea te-ai simțit bine, nu i-am zis că ai făcut ce dracu ai făcut. Dar era să te duci după masă. Sună și zic că ești ok, că ești bine. Sună acum de față cu mine, că te aud eu aceea. Și pune-o pe speaker. Sunt de față cu tine, că întoarce cu spatele. Vrei numai glumic, că și așa are aia toți nervii, că i-am zis că îi dau raportul când vii de la dispensar. Sună și pune-o pe speaker. Sună și pune-o pe speaker, că mă enervez cu nervii. Sună și spune că ești ok. Pe asta știi prea multe și nu-i bine. Vrei prima și sună, nu mă enerva, că am și treaba aici cu tot terenul ăsta, prima și sună. Lasă-o că sună, du-te, fă-ți treaba tu. No, faceți-vă borș atunci. Tractoarele cum sunt, patraule? Tot ok? Da, tractoarele. Sunt schimburi de ulei, că nu mai știu nimic. La ăsta l-am făcut acum, când am fost cu ăsta, de i-am făcut revizia la UTB, i-am făcut și la PEN. N-a știut mitul și l-am făcut și la ăsta, l-am pus pe factura. Am uitat să zic că am luat niște pluguri reversibile un pic mai mari. Asta vorbeam acum să cu mitul, că alea-s micuțe pentru ele și na, facem mai treabă, dar știi cum e. Da, da, trebuie să ajung. Am cumpărat niște pluguri și astea o să le dăm înapoi. Asta zic și eu. Bine, domn Feruciu, ce să zic, mă apuc de treabă că trebuie să-l iau pe ăsta să-l duc acasă, că nu vrea să o sune nici pe pisă. Da, 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 am zis că să mai stea mașina acolo, să stea la asta e zis și doctorița, să stea un pic la umbră, nu, și... Dar vezi că eu spus, nu, că l-a mirosit că e bevut. Să nu mai bea alcool, că el are probleme cu inima, a avut un infart, nu știu ce spunea doctorița acolo, eu nu știu istoria lui, dar nu e ok. Azi că o să încerc eu să nu-l mai iau cu mine și de băut poate să bea, că nu-i treaba mea, e treaba lui. așa te eliberești tu mereu de dacă bea în continuare. E care cum își așterne, așa doarme, știi ce zic. Și vis-a-vis de aia cu consilierul, trebuie să văd cum vorbesc cu Veronica, că... Face gălăgie, că totuși sunt plecat pe aici, că tot alea, poate te invit la vreun grătar să vii să stăm de vorbă și să-mi dai vestea acasă, să mă fac că sunt așa că nu mi-ai zis. Ce zici? Da, 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 vin, nu-i problem. Vin. Da, ia vin în seara asta că tot e sâmbătă. Vin în seara asta că tot e sâmbătă, trebuie că o să iau niște carne și fac un grătar și zic că te-am invitat. Ok, și așa trebuie să vin să iau registrele alea de acolo, la motorine, de la garajul ăla de acolo, că asta. Nu mai... cu camioanele să facem calculele. Asta zic. Bun, atunci, hai. Fiecare la treaba lui, că stăm degeaba și am lăsat și ăsta pornit. Hai, sănătate! Ok, ok. Să-l aștept pe... Amitu. Auzi, nu sun, că o sun când vreau eu, că... Doamne ferește, azi că-l mai prim, bă, Feruciu, pasă-l ușor, Feruciule, că mi-l bagi de tot, îmi speriez dacă mi-l duci așa, în viteză.
Da, mă, oameni buni. Bine că nu s-a întâmplat cine știe ce. Termin și eu terenul ăsta și mă duc să vedem cum reacționează Veronica. Nu știu ce reacții va avea, dar... Nu cred că una bună. Hai, Mitule, tata, hai, întoarce-te, dă-i brazdă, hai! Hai să terminăm și noi terenul ăsta azi, că nimic n-am făcut. Mă auzi? Te aud. Gata, ai terminat cu... Cum se simte albătrân? La fel de proști cum era înainte. Nimic nu s-a schimbat. Ba, asta e. Tu ți l-ai ales. Ok, l-am ales eu. A venit la pachet, să înțeleg. A venit cum vine premorca după camion, așa e. Ce să mai una peste alta. Asta e, las că vedem. Ne rămâși nu-i așa ceva pe la noi, pe la... Fac grătar în seara asta, ne oprim la intrare în Ariceci, la măcelărie și luăm ceva după acolo, niște mici, niște ceva și... Vine și domn Ferociu, l-am invitat și pe domn Ferociu. Bere. Da, și... Mergem acasă, dăm drumul la un foc și... Mâncăm ceva. Dăm lui ăsta bătrân să bea ceva și... Poate să bagă la somn și trece atacul de panică. În fine. Da, bă, oameni buni, n-are niciun rost să vă mai țină și cu mine pe căldura asta în câmp. Dar, ce să vă zic, toate cele bune și cum vă spune patraule, de fiecare dată fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!